Vacantată în urmă cu câteva luni, funcția de city manager al municipiului Târgoviște a fost de curând ocupată de Liviu Stoica. Acesta are deja proiecte pe care le propune pentru îmbunătățirea activității primăriei Târgoviște și se bucură de încrederea primarului interimar Cristian Stan. Un centru de afaceri. Consider că Târgoviște este foarte aproape de București, iar toată inteligența Târgoviștei sau inteligența pe care o produce Universitatea Târgoviște se îndreaptă către București după terminarea cursurilor. Un al doilea proiect este un proiect pentru o altă idee de-a mea, de a pune în valoare zona de turism a Târgoviștei. Târgoviștea este încărcată, are o istorie foarte puternică și este păcat că nu o folosim. Și al treilea proiect este un proiect de integrare a 210 oameni să încercăm să le găsim locuri de muncă. Ieri a avut o zi în care a trebuit să ia contact cam cu tot ceea ce înseamnă proiecte la primăria municipiului Târgoviște și pe fonduri europene și pe investiții proprii. Și atunci mai are nevoie de puțin timp, dar eu sunt convins că va face o treabă bună. Oricum se va ocupa de proiectele cu finanțare europeană în primul rând, le va gestiona în mod direct împreună cu managerii de proiect și eu cred că în 2-3 săptămâni, o lună, o să vă poată da foarte multe detalii și foarte multe propuneri de îmbunătățire a activității la primăria Târgoviște. Eu asta aștept de la domnul Stoica. Liviu Stoica este și consilier județean din partea Partidului Social Democrat și a mai ocupat funcția de director al Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița.